găsit la un nou semn de carte. Sunt Bogdan Papacostea, astăzi cu un subiect care ar trebui să ne cam dea lumea peste cap. Suntem atât de obișnuiți cu ideea că specializarea este ceea ce ne trebuie, încât ideea de generalitate sau de cultură generală a devenit ea însă și aproape o barbarie sau este percepută ca atare. Noi, în România cel puțin, dar și în restul lumii, trăim cu ideea că trebuie să ne specializăm de mici, că trebuie să fim foarte utili societății și că putem realiza și putem ajunge să fim utili atunci când învățăm imens de multe despre foarte puține lucruri. De altfel, cultura generală este o cenușăreasă în zilele noastre, pentru că nu e așa doar cei neserioși mai pierd timpul citind despre câte în lună și în stele. Cei cu adevărat importanți și serioși se pregătesc pe un singur domeniu și îți pot recita eventual din acel domeniu orice. Nimic însă în afara domeniului. E bine, pe această mentalitate, volumul de astăzi, Range, de ce triumfă generaliștii într-o lume specializată, este un adevărat scandal. Cum adică generaliștii triumfă? Cum adică ar putea însemna ceva să ai cultură generală, mai ales când Ministerul Educației din România se pregătește să scoată latina, muzica, desenul și alte materii considerate inutile în afara programei? E bine, da, această carte este și trebuie să fie un scandal, adică un moment de răscruce, adică genul de lectură care să ne scoată dintr-o obișnuință mentală devenită deja mult prea nocivă. Barbaria specializării ne transformă în insule și duce la o absență a comunicării ce devine realmente boală socială. Se pare că avem nevoie să știm multe lucruri chiar pentru a excela în domeniul în care ne specializăm. Asta argumentează David Epstein în volumul de față. Se pare că cei mai performanți sunt aceia care, până să ajungă să se specializeze, au trecut prin mai multe domenii, ceea ce le-a permis o perspectivă complexă asupra propriului lor domeniu. Cu alte cuvinte, dacă ne punem prea devreme ochelarii de cal ai unei specializări, suntem incapabili de evoluție, incapabili de inovație, incapabili de prospețime, pe scurt, incapabili să aducem plus valoare în domeniul în care ne-am specializat. O tinerețe prelungită, să spunem, o curiozitate care se extinde spre alte domenii de la o vârstă fragedă și care poate fi păstrată la acest tip de diluare, să zicem, până la o vârstă mai înaintată, se pare generează rezultate mult mai bune. Cei care au reușit să aducă inovațiile în domeniile lor sunt cei care nu s-au grăbit să se specializeze, ci au trecut nonșalant de la un domeniu la altul, căutându-și propriul drum. Așadar, cei care au un range, adică au o plajă mai mare de oportunități de gândire, sunt cei cu adevărat importanți. Este o perspectivă nouă argumentată într-o carte solidă, o perspectivă care, desigur, ar trebui să ajungă și la urechile celor din Ministerul Educațiilor, la urechile părinților și la urechile tinerilor, pe unul din ei, foarte celebru, l-am văzut chiar de curând argumentând că nu are nevoie să facă la școală materii din categoria asta neutilă. Acest utilitarism foarte sărac duce la o specializare foarte săracă, duce la o barbarie extremă. O astfel de carte, deci, ar trebui să mai regleze un pic acest drum al nostru mult prea lipsit de nuanțe și mult prea sigur de el spre sărăcie și barbarie. Să vă și citesc din carte. Un studiu efectuat pe copii și adolescenți care studiau muzica, cu vârste cuprinse între 8 și 18 ani și niveluri de maestrie evaluate de la începători până la elevi admiși la o foarte exclusivistă școală de muzică, a constatat că în momentul în care au început să studieze un instrument, între grupele valorice, de la elevii cei mai novici până la cei mai sclipitori, nu exista nicio diferență în privința volumului de exerciții efectuate. Elevii care vreau să cunoască cel mai mare succes au început să exerseze mult mai intens abia după ce au identificat un instrument pe care doreau să se axeze, pentru că fie cântau mai bine la el, fie doar le plăcea mai mult. S-a constatat că instrumentul îl impulsiona pe elev mai degrabă decât invers. Aici este vorba despre legea celor 10.000 de ore de exercițiu care ar trebui să ne transforme în adevărați profesioniști și specialiști. Se pare însă că lucrurile nu sunt atât de simple. Mai mult sunt domenii în care acest tip de specializare funcționează, dar cele mai multe domenii nu sunt așa. Cele mai multe domenii presupun o gândire vie, activă, trează, presupun inventivitate și deschidere. Sunt foarte puține domeniile în care repetiția mecanică a acelorași gesturi să aducă realmente, în ultimă instanță, rezultate extraordinare. Așadar,
noi cei care am trăit cu această superstiție a specializării, ar trebui să devenim ceva mai flexibili, ceva mai atenți și ceva mai îndreptați înspre ceea ce se cheamă cultură generală. O cultură generală îți oferă posibilitatea de a-ți găsi propriul drum. O specializare prea timpurie te transformă, din păcate, se pare, într-un barbar steril. Haideți să vă mai citesc un fragment din carte. Match quality este o expresie pe care economiștii o folosesc pentru a descrie gradul de concordanță între munca pe care o prestează indivizii și personalitățile acestora, abilitățile și inclinațiile lor. Ceea ce l-a inspirat pe economistul Ofer Malamud de la Northwestern University să studieze calitatea afinităților ocupaționale a fost experiența personală. S-a născut în Israel, dar tatăl său lucra la o companie de transporturi navale și când Malamud a împlinit 9 ani, familia s-a mutat în Hong Kong, unde a frecventat o școală englezească. Sistemul englezesc solicita ca un elev să fie direcționat către o specializare academică în ultimii 2 ani de liceu. Când soliciți admiterea la un colegiu din Anglia, trebuie să optezi pentru o anumită specializare, mi-a spus Malamud. Tatăl său era inginer, așa că s-a gândit să aleagă o facultate de inginerie. În ultimul moment a decis să nu-și aleagă o specialitate. Am hotărât să merg în Statele Unite, fiindcă pe atunci nu știam ce doream să fac, a spus el. A început cu informatica, dar și-a dat seama în scurt timp că nu era pentru el. Așa că a trecut în revistă diverse materii până când s-a fixat pe economie și apoi pe filozofie. Experiența proprie a lăsat o durabilă curiozitate legată de modul în care alegerea momentului specializării influențează alegerea profesională. La sfârșitul anilor 60, economistul Theodor Schultz, viitor laureat al premiului Nobel, a susținut că domeniul său procedase corect, arătând că educația superioară sporea productivitatea forței de muncă, dar că economiștii neglijaseră rolul educației în a le permite indivizilor să amâne specializarea ca să exploreze diverse domenii și să descopere cine sunt și care le-ar putea fi locul potrivit. Doar încă un fragment care argumentează cum o cultură generală și o anumită răbdare în ceea ce privește specializarea ar putea să ajute mai mult lumea noastră, ar putea să o facă mai bogată și la propriu și la figurat. Range, de ce triumfă generaliștii într-o lume specializată? David Epstein, o carte minunată și importantă apărută la editura Publica. Citiți că nu vă face rău. Pe data viitoare!